duel dificil pentru Handball Club Zalău, miercuri 4 aprilie, echipa condusă de Elena și Gheorghe Tadici, urmând să joace în deplasare la Slatina, grupare care se află pe poziția 10 în clasamentul Ligii Florilor. După ce s-a impus pe teren propriu în fața echipei SCM Craiova la 5 goluri diferență, scor 27-25, reușind astfel o victorie foarte importantă în fața ocupantei locului 2 în clasamentul Ligii Florilor, echipa pregătită de Elena și Gheorghe Tadici întâlnește în cadrul etapei a 21-a CSM Slatina, echipă care se află pe locul 10 la 14 puncte în fața zălăoancelor, cele 3 puncte puse în joc fiind extrem de importante pentru echipa din Zalău. Pentru că dovada este faptul că și Brăila și Vâlcea, care au niște loturi foarte bune, au pierdut acolo. Vorbesc dintre echipele care au pretenții la locurile din față. A câștigat foarte greu Craiova. E o sală dificilă, o sală din asta mică, cu practic cu porțile în perete. Încercăm să ne adaptăm. Sigur, ele sunt și ele cu cuțitul la os. Sunt la bătaie acolo jos la retrogradare cu cele 4 echipe, cu Slobozia, Rapidul, Galaciu și Clujul. Și deci ca atare, sigur că ne așteptăm la un meci deloc ușor. Au o serie de jucătoare cu experiență, jucătoare bune, au 5-6 jucătoare așa mai bine cotate în Liga Națională și să sperăm că ajungem, ne recuperăm și facem un joc bun mâine. În tur, Handball Club Zalău a câștigat la 7 goluri diferență, scor 31-24. Zalăul ocupă locul 6 în clasamentul Ligii Florilor cu 31 de puncte, la 4 puncte de Bistrița, ocupanta locului 5 în clasament.